În noaptea dinspre duminică spre luni, pompierii din cadrul punctului de lucru Darabani s-au întors în subunitate după ce au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Armeană din oraș. Familia își încălzea locuința cu o centrală termică, însă coșul de evacuare a fumului nu era izolat corespunzător. Căldura radiată a prins materialele combustibile din apropiere, iar flăcările s-au extins la lemnul din construcția acoperișului. Puțin după ora 3, proprietarii care dormeau la parter au realizat că locuința le este afectată de un incendiu și au solicitat sprijinul salvatorilor. La fața locului au ajuns pompierii militari și voluntari din Darabani cu două autospeciale cu apă și spumă, precum și colegii din cadrul detașamentului de pompieri Dorohoi cu două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță aparținând serviciului județean de ambulanță Botoșani. La sosirea forțelor de intervenție, ardea asteriala și elementele de susținere a acoperișului. Există un pericol de propagare a flăcărilor la camerele de la mansardă. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor au intervenit în total 17 pompieri militari și voluntari mai bine de 5 ore. Au ars elementele combustibile din construcția acoperișului. S-au salvat și protejat de foc bunurile din locuință. Locatarii casei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru a preveni incendiile, pompierii vă atenționează să nu uitați faptul că coșurile de fum trebuie izolate față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului, iar în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile. Iar în podurile clădirilor, coșurile trebuie tencuite pe interior și pe exterior, date cu var, pentru a se putea observa cu ușurință eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere. Totodată, coșurile de fum trebuie curățate, verificate și reparate atunci când se constată defecțiuni.